Hai să trăim că trebuim, să ne distrăm că merităm. Cafea? Luați și voi o cafeluță, o guriță de cafea? Parcă e mai bine. Și cu Bendea pe canal, problema s-a rezolvat. Mulțumesc de urmărire, de abonare, de subscriere. Mulțumesc de comentarii, mulțumesc de faptul că ați dat click pe clopoțel. Noapte furtunoasă, noapte grea. Meci mare aseară, știți că soacră mea e fană CFR și a jucat CFR-ul cu Zagreb aseară de la 9. Soacră mea e fană CFR dinainte de înființarea CFR-ului și dacă ținem cont că CFR-ul s-a înființat pe la 907, ca mare, ce Dumnezeu am, să-mi pun o dorință. Mi-am și pus-o, s-a și împlinit, sunt cu voi aici pe canal. Nu așa vei să-i nervat pe la penaltiuri, alea bosomeguri ce-o tras soacră. Bă, smă, ișten, foarte, curvă, bă, era, să-i, o jumătate de oră am tot calma la ea. I-am tot făcut, i-am tot pus un păhărel de bere, un păhărel de țuică, dar până nu i-am făcut o felie de pâine cu giroșchenier, știți? Cu untură de rață și cu un pic de vegeta, grătar muncitoresc, nu s-o calmat. Pe la 1:30 s-o liniștit, dar și în somn zice, ah, deac, ișten, nervoasă rău pe deac, deac, favoritul ei. Ce să facem? Nici nu mă uitați la știrile din sport. Că deși CFR-ul a fost eliminată din drumul ei, cum ar fi zis Ilie Doble, spre Champions League, a rămas în preliminariile Europa League. Știrile prevăd că știrile sportive încep cu cea mai râgâit Becali. Becali a zis că îl dă afară, Becali a zis că el a face 30 de milioane. Bă, să ia CFR-ul Champions League, că știrile la Pro TV încep tot cu Becali. Asta este tiki-taka Barcelona. Și totuși vedeți că fotbalul ăsta de la Cluj mai dă și câte un jucător de națională. Chiar dacă nu-i român. Mario Cămoara, portughenș. De el are naționalitate română. Salutau, obrigado, thank you very much. Da, l-au naturalizat cum ar veni pe Cămoara. La 34 de ani, o tânără speranța naționalei lui Rădoi. Era cam ora să-l aducă la națională. Dar nu-l chiar pot acum să-l aducă la națională, stă vreo 2-3 meciuri pe tușă și după aia poate îl bagă pe când face 40 de ani, că așa-i la noi. Cămoara. Poate până atunci îl bagă în politică. Având CV bun, fiind sportiv, având și un pic de renume, poate îl bagă în ceva partid. În partid, că funcție nu-i dau. Aici, în România, dacă nu ești de-a cuiva, nu primești nicio funcție. Uitați-vă la Iași. La primăria domnului Chichirică, Chirică în provincie, 51 de familii cu legături de rubedenie între ele. Păi da, ca să se știe unii pe alții, să se salute, să se întrebe ce faci nașa, ce faci cu natule, ce faci cu metre, cum mai merg afacerile, cum mai merge țara, cum mai merge... Da, asta e ideea, să aduci numai rude de ale tale în posturi bine plătite de la buget. Domnul Chirică, nu-i așa? De la PSD a trecut la PNL. Acum e candidatul PNL-ului pentru municipiul Iași. Da, ce a zis el? Ce a zis el? Că tot îl atacă pentru trecerea asta, pentru traseismul ăsta. Zice, sunt Chirică și am dreptul să-mi aleg mireasa. Am dreptul să-mi aleg mireasa potrivită. Și ăla are vreo 3 neveste la activ. Un fel de tăricianu, miniatură, dar mai are timp. Deci așa a zis domnul Chichirică, că alege mireasa potrivită. Apoi dacă nu merge pe mâna lui, să-și aleagă o mireasă potrivită. Că vorba aia, în PNL, nu-i așa? Au și sloganul, România în care se poate. Ce slogan mincinos, România în care se poate. România în care se poate orice, bă, țăranilor. În care se poate orice, pentru că sunteți niște nesimțiți, niște orice. Îl știți pe Gicu Iorga? Deci și expresia să te Iorga. Gicu Iorga, domnule. În 2019, Gicu Iorga de la Arde era numit cel mai incompetent om din ceva minister. De către cine? De către Sica Bandolină Ludovic Orban. În anul de grație 2020, deci după câteva luni bune, acest Gicu Iorga este făcut secretar de stat în Ministerul Economiei. Ce vă recomandă? Ce îl recomandă? E președintele Asociației Județene de Table. Bă, de table. Este așa ceva? Președintele Asociației Județene de Table din Giurgiu. Deci anul trecut, când era la ALDE, era un prost. Acum, că-i propus de PNL, e cel mai bun. Cum să avansăm noi? Cum să meargă țara înainte, mă, când promovează? Bă, ne-i ca nimeni ăștia. Campion, că nu, nici nu știm dacă joacă table, e președinte la Asociația de Table, păi da, pe undeva, că și Ludovic Orban iubește brigiu.
V-am mai zis eu, brigiu-i pentru oameni deștepți, ca soacră mea, nu pentru mandolină. Ăsta nu știe câte cărți să folosesc la brigi. Brigi pod, nu? Ludovic Orban iubește podurile, a dracu el nu iubește autostrăzile. În rest iubește pe toată lumea. Ca și PSD-ul, care iubește în unele părți un pic cam mult, de exemplu în Prahova. Un cetățean dovedit pentru pornografie infantilă candidează iarăși de primar. Ălălalt cu sex cu minore traficate candidează și el sub niște culori galbene, așa că de ce să ne mai mirăm? Țara întreagă e în cuplărai și noi suntem, da, dacă le întorci spatele, se bucură, bă, ne arată dosul, avem ce... Ai. Nu-i bine, nu-i bine deloc. Bă, pentru ăștia suntem niște minioni. Ați văzut poza cu tortul? Din urmă cu câțiva ani? S-a aniversat domnul Dragnea, când era el liber, frumos, cu mustață carii și cămașa albă. Și sfetnicii lui de taină. Mai mult sau mai puțin, domnul Dâncu, din, de aici, din Ardelean Ianos, din Bistrița, din Runicul Salvei și cu domnul Bușcu, cam limpede de la Cațavencu, era flancat domnul Dragnea de cei doi și în față avea un tort cu minioni. Atunci Irina, iubită sa, încă era minoră. Și ca atare el avea tort cu minioni. Vedeți? Politica dâmbovițeană. Bă, eu și la băiatul ăsta mare i-am făcut tort cu sempompierul la ziua lui. Dar cum să-i faci tort cu minioni? Asta e semn de debilitate mentală. Cu minioni. Dita mai politicianul, să-ți pui pe tort figurine cu un singur ochi în frunte. Bă, poate și asta era ceva așa. Ochiul în frunte înseamnă că noi te urmărim. Big Brother. Dar de Negoiță ce ziceți? Nu de dinamovistul Negoiță, de Robert Negoiță, rivalul de la Pro-România, cu plecat din PSD, rivalul lui Firea. Firea care i-a botezat un copilaș. L-au ajuns blestemele. Negoiță atacat de guvide. L-au ajuns blestemele lui Firea. Ei, că Firea, dacă își pune pe măsuță tăte moștele, tăte femururile, tăte iconițele și începe ea niște psalmi, nu știu cine mai stă în față. Mă și mir că Nicușor Dan mai vrea să candideze, la ce forță divină are Firea prin aceste chestii. Apropo, a apărut pe piață kit antiguvid. Kit, nu știu cine îl comercializează, dar sigur să facă niște bani de pe spatele nostru. Are în componență betadină, vitamina C, vitamina D3. Da, domnii de la Ministerul Sănătății ne sfătuie să nu cumpărăm, că e un kit fals. E un kit fals că n-ajută. Nici nu strică, dar nici n-ajută. Mi-am dat eu seama că e fals. De ce? Că pentru a fi adevărat trebuia să aibă în componență măcar o sticlă de 2 deți, dacă nu de jumătate de litru de pălincă, de prună, de zalău. Te-ai dat cu betadina, ai luat vitamina și pac, pac, ai pecetului treaba cu 3 guri de pălincuță. Dacă n-ajută, măcar te întărește, măcar îți dă putere. Putere și fraților de Păstăprut, sărbătoresc azi ziua independenței în Republica lor, Moldova. Ce ori mai fi făcând ei, săracii, că și noi suntem amărâți, dar pe și ei, zvai și amar. La mulți ani și să se bucure cu un vin de la Cramele Cricova. La mulți ani îi spunem și domnului Cristi Borcea. La mulți ani, astăzi este ziua tatălui în Republica Sudanul de Sud. În Sudanul de Sud e ziua tatălui și sigur domnul Borcea, la cât ideea îi tată și pe acolo, zi zice, trebuie să-mi iau bicicletă să ajung să fiu sărbătorit ca tată și în Sudanul de Nord. Păi Borcea, pe unde? Borcea pe la noi când a venit, n-a plecat neominit, dar și la 9 luni s-au întâmplat minuni. Cam atâta pentru astăzi, grijă mare, începe campania, de mâine e campania, noi povestim aici pe net, că se poate povesti, bănuiesc. Semnalați la comentarii, vă rog la comentarii, că e aici, că e pe Facebook, puneți poze, am primit și eu o poză despre care o să vorbesc mâine de la un prieten din Aiud, cum a început deja să se facă campania electorală acolo, ce se folosesc acum pe post de pixuri și făină, vă rog frumos, sunt comentarii, la registru comentarii scrieți ce nereguli ați văzut în campanie, ce enormități, ce anormalități. Puneți poze cu bannere pe Facebook, pe unde-s bannerele mai funny, cu sloganele mai funny, cu... știți voi, da? Puneți acolo în comentarii și apoi după aia noi le discutăm.
Mulțumesc de abonare, mulțumesc de like, mulțumesc că îmi scrie zilnic și că nu mă părăsiți. Scuze de deranj și o zi superbă vă doresc!